Pe teritoriul României au fost confirmate 1.069.770 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, 1.020.194 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel național față de ultima raportare, au fost înregistrate 953 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. În regiunea Sud-Muntenia, situația se prezintă astfel: în Argeș 32 de cazuri, în Călăraș 15, Dâmbovița 16, Giurgiu 8, Ialomița 3, Ilfov 22, Prahova 68 și Teleorman 14 cazuri noi. Până la această dată, 29.308 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. În intervalul 12 mai, ora 10, 13 mai, ora 10, au fost raportate 75 de decese, 47 bărbați și 28 femei ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din țară. Între acestea, două decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 de ani, 8 decese la 50-59 de ani, 19 decese la 60-69 de ani, 25 la 70-79 de ani și 21 decese la categoria de vârstă de peste 80 de ani. 73 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru 2 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 5.475, dintre acestea 829 sunt internate la ATI. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 7.587.984 de teste RT-PCR și 1.004.165 de teste rapide antigenice.